Sunteți minunată! Doamna Bogdan a fost rolul ei în Tati Part-Time. Salut, Marius! Bună ziua, bine v-am găsit! Uitați, avem corcodușe pentru invitații noștri. Da, chiar aveți! Bă, chiar avem corcodușe, adică chiar treaba e foarte serioasă. Dacă nu, nu, chiar sunt corcodușe. Da. Nu m-aș risca. Cu inteligența artificială am reușit să avem corcodușe peste noapte. Bravo! Să luăm unul. Sunt bune, dar da, cred. Perfect, haideți să vedem. Sună telespectatorii, de data asta avem întrebări pentru Marius Manole și Raluca Produ, unii dintre cei mai frumoși și talentați actori ai tinerei generații. Nu merge, la mine nu merge cu frumos și cu tânăr, la ea merge, la tine merge. Nu mai, avem totuși spre 50. Da, deci voi acum sunteți seniorii teatrului, nu? Nu chiar, suntem middle, la mijloc, acolo. Adică nici așa, nici așa, nici în teleguță, nici în căruță. Raluca Produ, oameni buni, repetă pentru o piesă pe care care joacă la Teatrul Național din București, o piesă a unui regizor emblematic al teatrului. Da. Da, repet, am terminat repetițiile, am o premieră weekend acum, 13-14, și urmează spectacole... Sună telespectatorii. Zilele astea. Cum se numește piesa? Hedda Gabler. Perfect, notați și mergeți la teatru și vă bucurați. Marius, dumneavoastră? Eu sunt tot cu Hedda Gabler, am scos și eu aceeași premieră. Avem acum 5 reprezentații, mai avem 5 în mai. Stai, mă, amândoi, nu? Da. Deci de asta, în aceeași piesă. Da, da, aceeași piesă. Mă gândeam că asta practic e aceeași piesă cu alți actori. La noi asta e, îl iei pe ăla, dar dacă... Ia. Îl iei pe ăla, dar le iei și pe ăla. Suntem doi la pachet. Nu, glumesc. Nu, asta fac. Ați mai jucat împreună? Oh. Păi suntem angajați la același teatru. În principiu jucăm, dar și înainte să fim angajați, da, am jucat împreună. Ne-a adus jucat mult. Și care întrebare are mai multe replici? Păi, depinde. Acum Raluca are, că e rol principal și stă tot timpul în scenă, deci n-are cum să nu aibă așa. În alte spectacole eu sunt rol principal și are mai puțin și tot așa. Dar ne ajutăm, că... Foarte, da. Și tare piesa? E foarte frumos spectacolul, foarte, foarte, foarte frumos. Și ăsta, domnul Thomas Oster, mai era lucrat foarte frumos și a făcut un spectacol modern și un context foarte actual și foarte interesant și în care e imposibil să nu te recunoști. Deci cine mai joacă? Marius Manole, Raluca Produ? Richard Bortnovski, Crina Semciuc, Ana Ciontea, doamna Ana Ciontea și Alexandru Potocean. Okay. Distribuție mică. Da, dar valoroasă. Da, pe scena mare a Teatrului Național. Mamă, pe scena mare a Teatrului Național, îți mai aduce aminte prima piesă jucată pe scena mare a Teatrului Național? Bai, să râs, da, mi-aduc aminte Burghezul Gentilom se numea, cred. Și la tine, Raluca? Pe la sala mare, nu da, mai știu. Da, pe scena, îți dai seama, cred că, presupun că pentru... Sala mare, da, dar nu, noi nu pădurea simțim. Spânzurați? Pădurea Spânzurații? Da, probabil, da, nu știu. Nu e așa pentru fiecare actor să aibă chestia asta, mamă, sunt pe scenă? Nu. Avem. Uite, mâine am un spectacol la Chișinău. Mâine, da, tu 17. Joci mult și internațional. Pe stadion. Pe stadion? Arena, Chișinău Arena se cheamă. Un eveniment cu una dintre cele mai mari sofrane ale lor. Nafornița, Valentina Nafornița. Și o să fie un super eveniment. Și tu ce faci acolo? Eu e joc... piesă de teatru da, înainte? Da, 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 nu, e combinat, e cu muzică, cu teatru, cu... E după un roman de-a lor foarte, Alexandru Dabija, Nicolae Dabija, pardon, Tema de acasă se cheamă și un... foarte frumos. Foarte tare. Da, mâine. Bravo, mă bucur foarte mult. În rest, ce ați mai făcut? Dumneavoastră, doamna Raluca, povestiți-ne un pic. E, aici, de întrebarea se mi-era frică. Noi suntem cam blocați în teatru, așa, când avem stagiune și repetăm mult. Deci m-am bucurat de primăvara asta care a venit, iar m-a luat prin surprindere, că am intrat în teatru iarna și noi mai ieșim și ne mai dăm seama că s-a mărit și ziua. Stați liniștită că o să ieșiți din teatru peste două zile și o să vedeți că iar sunt 5 grade afară. Dar așa se anunță că vine valul nu la rece. Nu e 5 grade. Nu. Așa anunță că o să fie. 5 grade? Minima, da. Nu mai ieșim din teatru. Da, asta, nu mai ieșim teatru. Asta se întâmplă de ani de zile. Deci mare lucru nou. Cu viața profesională aceeași pe care o știm cu toții. Pot, dar... Asta scrie pe șosetele Ralucăi. Dar? Pot, dar nu vreau. Iată, vezi? Asta trebuie să fie atitudinea. Pot, dar nu vreau. Vreau să văd cât de bine vă cunoașteți. Am un test de TikTok, știți că TikTok e viața noastră. Wow. Iar Marius Manole, oameni buni, să știți că vă așteaptă și pe TikTok. Unde este la... Hai mă, că te-am văzut și pe TikTok. Și făceai și pe Instagram și cu Carmen. Pe Instagram, da, dar pe TikTok-ul ăla pentru mine mi se pare foarte multe. Mi se pare ceva foarte ciudat acolo. Mie nu știu cum aveți voi setările, dar mie mi-apare numai ceva foarte rău. Păi știi de ce ți-a părut foarte, foarte tare. E la ce ai urmărit. Nu e adevărat. Ai urmărit. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Nu am urmă, nu, ceva foarte rău, rău. Păi uite, eu dacă, de exemplu, doar pe muzică clasică și pe asta am numai soprane și numai... Și cum că nu știai de Chișinău? Soprane de Chișinău. Și cum, bravo! Și cum nu știai de Chișinău, mă? Ba, știam, dar am vrut să te las pe tine. Am înțeles. Bun, repede, arătați de la unul altul cu ochii închiși, să vedem, că uite și actorii sunt haioși. Cine este mai zgârcit dintre voi doi? Niciunul. Niciunul, perfect. Cine e mai leneș dintre voi doi?
Sper că nu. Sper că nu. E ok, nu, poți să deschizi ochii, Marius, arăta spre okay, tine. Ok, bine. Spre mine ai arătat? Da. Mai leneș? Ce rușine. Păi mai leneș decât rău ca. Doamne ferește, ce, cât ce-ai făcut tu aseară? Cât alergi? Lasă, ce, cât alergi? Păi la cât alergi? Mă refer. Ce-ai cu făcut sport, aseară? Cu disciplina. Da, cu... Perfect, să mergem mai departe. Eu aseară l-am în Timișoara. Hai să vedem, să închidem ochii. Cine întârzie mai des la filmări? Cu ochii închiși, Marius. Păi eu nu filmez. Eu nu întârzi niciodată. Eu nici eu nu întârzi. Bine. Cine e mai romantic în cuplul lui? Niciunul. Ia, a arătat așa și el a arătat tot către tine. Da, 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 probabil. Dintre nu voi, practic, eu nu practic. Dintre voi doi că vă cunoașteți de atâta timp, care e ăla care se vaită mai mult? Eu. A, am dat-o la valier, iertați-mă. Eu tot timpul. Cât sunt de obosit, cât sunt de nu știu ce, că mi-e tot timpul. Perfect. La Luca niciodată. Haideți să închidem ochii și să mergem mai departe. Da. Care dintre voi doi este mai ipohondru? Eu. Corect. Care dintre voi uită mai des replicele la teatru, la filmări? Eu. Bravo. Cine ascultă mai mult de partener, în general? Eu. Cine povestește că se uită mai des la filme pentru adulți? Vezi că Raluca arăta către tine. Nu, la filme. În sensul că eu nu mă uit la filme. Da. Eu mă uit la filme pentru adulți. Dar eu nu știu ce sunt filme pentru adulți. Oameni mari. A, cine, ok. Cine povestește? I-ai arătat direct la Luca prima. Nu, am arătat la Luca așa că... Păi nu, i-ai arătat către tine direct. Da, ai arătat către mine? Nu e adevărat, mi s-a dus mâna așa. Așa, hai. Bun, care dintre voi... Dar cine își poveste... Da, bine. Da. Merge mai des la sală? Eu nu merg la sală. Eu nu merg la sală. Bun. Închideți ochii, care dintre voi merge, doarme mai des în mașină când mergeți în turnee? Slavă Domnului, am depășit vârsta. Eu nu. Nici eu. Eu dorm în aeroport, peste tot. Bine. Cine vorbește mai mult la telefon? Eu. Cine minte mai des? Eu. Minți mai des? Da. Păi de ce să nu? Nu, dacă păi, mai stăm mult cu ochii închiși, poate și adormim. Eu și adorm, exact asta. Nu ne mai țineți mult cu ochii închiși, vă rugăm mai mult. E atât de somn, așa. Cine e mai supărăcios din voi, dintre voi doi? Arăta către tine direct. Da, da, e posibil. Nu credești chiar mai supărăcios așa? Păi nu, depinde. Noi vorbim doar de relația noastră, că Manole mă ceartă câteodată și are dreptate, dar... Dar nu ne supărăm neapărat, ne mai supărăm rar așa, dar da? Ne supărăm. Nu ne supărăm, da. Păi omenește, na. Dacă faci o mizerie... Bun, haideți să vedem mai departe. Mai avem câteva și vreau să luăm și niște telefoane de la telespectatori. Nu de alta, dar azi e ziua mondială a cânta vocii și Da, ne-ați nimerit foarte bine. Ne mai ia, da, pe amândoi da. Ia să vedem ce mai avem aici. Care dintre voi știe mai multe bancuri? Niciunul, exact. Care dintre voi își cumpără lucruri mai scumpe? Nu. Atât am avut de zis. Dar în... Tot. Da. Nu foarte scund, dar rar. Rar. Da, bine. Adică... acasă este postul unde puteți să-l vedeți pe Marius Manole, pentru că el are o masă rotundă unde stă cu invitații de vorbă. Așa este. Corect? Când e emisiunea? Sâmbătă dimineața la ora 8. Am vrut să o punem la 7, dar am vrut să o punem chiar și la 6 dimineața, așa, dar până la urmă am pus-o la... Am pus-o la 8, că e o emisiune care, cum spun, ca și cum ai fi singur acasă. Da, de ce? Să-ți încep ziua. Da. Să-ți încep deci, ziua. De asta, sâmbăta, da? Da, când se trezește toată lumea la 8 dimineața, cât nu se trezește lumea la 8 dimineața, te trezești, te uiți la televizor. Păi vezi, la cât te trezești? La 8, sâmbăta. Pun ceasul să sune, să la 8. La emisiunea. Exact, da. Un pic înainte, ca să nu da, fii cu da, e o emisiune ochii care îți dă energie pentru toată ziua. Da, dar nu te trezești. Ca să-ți dai nu contează, sâmbătă dimineața de la 8. Da, de acasă. În reluare nu este. Că e păcat să strici farmecul. După aia... Reluare pe voio. Pe voio, da. E pe voio. Pe voio, da. E pe voio, pe voio e. Că am văzut tot felul de momente. Foarte da. Frumos. Bun. Ia stai să vedem. Bună ziua, sunteți în direct. Alo? Linia 2, vă rugăm. Alo? Da, mamă, să vezi, vă citesc mesaje după asta. Să vedeți cât de tarce. Acum citesc să vezi mesaje. Da. Stai să vezi. Hai. Bună ziua, cum vă cheamă? Alo, bună ziua, domnul Măruță, sunt șufunete Mădălina, vă sunt din Italia. Oh, ciao, câți ani aveți? Eu 49 de ani. Mulți înainte, doamnă, haideți că aveți o șansă aici pentru vocea noastră, da? Haideți, ziceți, cântați ceva. Pe toate florile din lume îmi dau iubirea mea, ea este floarea cea mai dragă ce apare în calea mea, îmi dau, îmi dau. Ți-a zis lunga, lunga? Nu-mi dai, nu-mi dai. Nu, stați că am uitat, pornesc cronometru. Au trecut 30 de secunde, gata?
Ok, la revedere și cu mața de numărită. Să rămână, asta să vă dea nota, doamnă. 9,5 și 10. Bă, băiatul meu. Ăștia-s cu diaspora. Ăștia-s cu diaspora. Bun. O plecare în pentru Italia. La Luca Prodo avem o întrebare, pe lângă faptul că e o actriță foarte talentată, frumoasă și spectaculoasă, dacă mai filmează Rux sezonul 2. Nu știu să răspund la întrebarea asta, nu cred, nu știu. Pentru Marius Manole, cum a fost să joci în Clanul? Avem voie? Păi mă întreabă ceva, cum a fost să joci nu știu, nu... Nu știu, s-a anunțat oficial? Bă, în groapa, uite așa scrie omul aici, telespectatorul. În groapa a fost foarte frumos să joc. Eu spun, respect și apreciere Marius Manole, respect și apreciere la Luca Produ, actrița la Luca Produ, așa... Nu m-aș risca ceea ce... Te ceartă cineva că ai folosit nu m-aș risca ceea ce nu este acceptat fiind greșit, potrivit gramaticii și morfologiei limbii române. Îmi cer mii de scuze. Raluca. Se mai întâmplă. Mai scriu greșit, mai uit să pun și virgulă, mai scriu, mai miau și un sub. Virgula... Da, da, da. Eu... Îmi pare rău. Da. Se mai întâmplă. Doamna Daniela Diremnicu Săra se bucură că șefii sunt din nou la ProTV. Asta și noi ne-am. A zis, bă, dar toată lumea zice asta, mă, că dacă ai avea o pereche de ochelari de soare, ai fi Johnny Depp. Tu ești Johnny Depp. Am ochelari de soare. Da, trebuie de i-am lui. I-am spus asta când era tânăr și a râs de mine. Da, trebuie, da, da. Trebuie, Johnny așa. Johnny Depp în mizerie, în titan. Așa. Ia uite, uite acolo, te rog eu. Yeah. Apropo, când filme cu adult. Aici aveam să ajung, eram convinsă. Raluca are o scenă în filmul Tati Part-Time la final. Da. Nu zic nimic mai mult. Să vă știu. Deci scena aia de final fie a rămas în fantezia multora. A rămas în istoria filmului românesc. Fii atent, bună ziua din Germania. Vreau să-l salut pe domnul Marius Manole. Admir foarte mult, e un actor de excelență și doresc cât de multe roluri se poate. Pentru că ai fost cu Tea la... Am fost la Stuttgart. Da, exact, uite, vezi. Bună ziua, alo! 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 Hop, de unde sunteți, doamnă? Alo! Cu mine vorbiți acum? Da, da. Dacă vreți să vorbiți noastră cu noi. Cum vă cheamă? Da, cu mare drag. Mariana Dâmbean, sunt din Târgu Mureș. Vă rog frumos. Doamna, a fost în weekend la Târgu Mureș, a fost frumos. Da, știu, știu, doar că sunt ușor în vârstă și n-am putut să mă duc. Nu e nicio problemă. Am 70 de ani. Mulți înainte. 70 de ani, mulți înainte. Ziceți, cântați repede, vă rugăm frumos. 30 de secunde avem la dispoziție. Da. Nu mă mai despart de tine niciodată, orice-ar fi. Pașii mei pe căi străine sirvori, nu vor mai porni. Nu mă mai despart de tine niciodată, orice-ar fi. Am greșit când v-a știu bine. Gata. Doamna, a terminat frumos, mai repede, da. 23 de secunde, dar foarte frumos. Uite, și Marius a cântat cu dumneavoastră. Asta știu și eu. Dar îl iubesc enorm, îl felicit pentru tot ce este. Să rămână, mulțumesc. Dar ce vă enervează la el dacă ar fi să trecem și pe partea asta? Nu mă enervează nimic, este pentru mine actorul perfect. Haideți, doamnă, vorbi serios? Da, da. Și Raluca, ce ziceți de ea? Poftim? De la Luca Produ, ce ziceți de colega lui Mariu? Este o scumpă și o drăguță. Se potrivesc la prima privire. Acum nu știu ei cum sunt unul față de celălalt. Foarte bine suntem. Da, da, da. Colegi de scenă de câți ani? Să fiți bine. Colegi de scenă de 20... Da. 20 de ani? Da. 20 de ani. La mulțumim frumos. Să vă dăm nota, doamne. Ia să vedem. 10. Da? 9. Nu. Ce te-au jurat? Bravo. Cum în 9? Cum în 9? N-ați auzit-o pe doamnă? Mai ce doamnă doar un pic refrenul așa sus cu înalte? Cât de înalte? Cum? Cât de înalte? Unde vreți să mă auziți mai bine? S-audă jurul mai bine, doar un pic. Vă știu bine, drumul mi l-am rătăcit. Când m-am despărțit de tine, însă azi m-am regăsit. Rătăcirea. Frumos, frumos. Iată, iată, doamnă, ce face. Practic o repetare. 10. Să ne lăsați adresat. Să vă trimitem tabloul ăsta la... N-am putut să cânt. Vă trimitem tabloul ăsta toată viața lângă emisiunea noastră la Târgu Mureș. Sunt lângă voi toată viața. Doamne ajută. Să rămână, vă mulțumim din mult. Suflet. Să rămână. Mulțumesc eu. Iată. Doamne ajută. Doamne ajută. Cum arată?
Da, foarte frumos. Nu știu că te-ai gândit la ce m-am gândit. Dar arată așa, uite, mai dați un cadru odată. Nu mai lasă. Marius Manole, oameni buni, actorul teatrului și filmului românesc vă așteaptă în teatre și în filme și pe pagina de Facebook, la fel și frumoasa, inegalabila Raluca Produ. Vă așteptăm la teatru în primul rând. Fii sincer, ai fost vreodată îndrăgostit de o colegă și n-ai spus până acum? Nu. Niciodată? Când ai fost îndrăgostit, ai spus? Nu. Tu ai fost vreodată îndrăgostită de vreun coleg și... De Marius. Da. Tu vorbești serios? Serios, pe cuvânt. Stai, nu, fix Johnny Depp de România, dar am spus-o, nu e așa în premieră. Am spus asta, l-am văzut, ea avea șuvițe blonde în cap, filma ceva, nu mai știu, era... Și ai fost îndrăgostită de el? Absolut, am zis, uite, avem și noi actori. Și nimic, mi-a trecut ca și de Bruce Willis. Okay. Avem nevoie de puțină publicitate ca să revenim. Vă mulțumesc mult de tot că ați venit. Zi bună. Ne întoarcem imediat, oameni buni, stați să vedeți ce v-am mai pregătit astăzi la emisiunea noastră frumoasă.